În acest film, Pescar Mehedințeanu, să vă prezint o rețetă de mămăligă la pungă, rețetă care ne-a fost trimisă de domnul Ionuț Bortan din Călăraș și căruia îi trimitem la fel ca la ceilalți colaboratorii noștri un mare like. Cum se face această rețetă? O să vă trebuiască în primul rând o cană, aceasta va fi măsura, bun, și vom proceda în felul următor. Se măsoară o cană de mălai, așa, și se pune într-o oală sau într-un vas de ce fel de vas aveți, nu contează. După aceea se măsoară o cană de făină albă. Și se pune peste măleaua din oală. În continuare, amestecăm în stare uscată cele două componente. După ce ați amestecat bine mălaia cu făina albă, umpleți cana cu apă și turnați aproximativ jumate din conținutul ei peste acest amestec. Nu o puneți pe toată pentru că eu nu știu exact câtă apă trebuie pusă, domnul Ionuț nu mi-a spus lucrul ăsta, așa că o să punem treptat ca să vedem ce se întâmplă. Singurul lucru care știu este că trebuie să ajungem la o compoziție mai groasă decât compoziția de clătite, dacă știți despre ce vorbesc. Nici eu nu știu prea bine, ca să fiu sincer, însă o să experimentăm. Asta sigur nu e bună pentru că sunt prea multe copolașe, să mai pun puțină apă. Am consumat aproape jumătate de cană de măsură, deci eu încerc să vă dau și niște repere, așa, ca să nu căutați prea mult după soluție. Dacă deja a început să lege cât de cât. De la jumătate de măsură de apă. Însă mi se pare în continuare tot prea groasă. Adică nu cred că din compoziția asta s-ar putea face clătite. Așa. O să mai pun un pic. Deja cred că mă apropii de 60% așa din volumul cănii. La ochiometru. Nimic nu e. Da, cred că ne apropiem. Sunt undeva la 75%. O să vedeți că o să iasă o rețetă de mămăligă foarte interesantă, care se face relativ ușor. Nu vă murdărește nici oala. Câte am înțeles, iasă și o mămăligă bună pe care o puteți folosi și pe lansetă și pe cârligul de la flută, dacă doriți să pescuiți la cubuleț. Da, văd că s-a legat. Deci rezultatul final, cam 3 sferi de măsură de apă, dacă una de mălai, una de făină de grâu și 3 sferi de măsură de apă. Bun, pare să fie ok. Și acum urmează partea interesantă. Acest amestec va trebui în continuare să fie pus în niște pungi de plastic. Sunt pur și simplu pungi obișnuite de congelator, deci nu, astea sunt de 2 litri, în cazul că vă ajută cu ceva. Și pentru că nu știu exact cât timp vor trebui fierte cât timp va trebui fiertă această compoziție, o să o împart în două și o să pun jumătate într-o pungă, jumătate într-o altă pungă și o să le fierb separat ca să vedem exact ce și cum. Cam care este durata de fierbere, pentru că
Cu toate că l-am întrebat de mai multe ori cât timp se fierbe, omul mi-a zis că așa, cât consider eu, dar na, știți cum e, chestia asta e relativă, că depinde de fiecare, unul consideră mai mult, unul consideră mai puțin. Și încercăm să sistematizăm rețeta, să vedem ce iasă. Deci se pune în pungă, se omogenizează bine, se presează și se scoate aerul, așa, după care punga se leagă la gură. Da? Eu m-am gândit că e o idee bună să o facem așa într-un strat subțire. Deci în momentul ăsta amestecul respectiv este destul de gros, așa e ca o coca, zice, nu prea are legătură cu clătitele. Trebuie să încercăm să-l facem într-un strat de o anumită grosime, da? Eu am aici cam 1,5 cm. Văd că stă, am scos cât de cât aerul din pungă și legăm punga la gură, da? Procedăm la fel și cu cealaltă jumătate de material. Am uitat să vă spun că în acest amestec, în momentul în care îl amestecăm așa, puteți să puneți și colorant, șofran, dacă aveți, sau ceva, arome, deci în momentul ăla puteți să le puneți pe toate. Așa, după ce am pregătit cele două pungi, care vor fi fierte la timp diferit, ca să vedem cum iasă, le puneți într-o oală și le acoperiți cu apă în așa fel încât să fie un strat de cel puțin 2 cm deasupra lor. Oala cu apa respectivă o puneți după aia pe foc. Pentru început veți pune doar oala pe foc cu apă și atâta, deci fără pungile respective. Așa, dăm focul pe mare, punem oala și așteptăm să dea în clopot. În momentul în care apa a început să fiarbă, o să punem prima pungă. Ca să le deosebesc între ele, la astea am făcut două noduri aici. Încerc să o păstrez în formă turtită. Și o lansez la apă. După ce au trecut primele 5 minute, o să pun și a doua pungă. Tot așa, cu grijă, având să nu o deformăm și să nu o îngroșăm. Pentru că am sesizat că au tendința să plutească, să folosesc un polonic ca să le țin sub nivelul apei. Au trecut aproximativ 17 minute, așa că o să scot pungile. Trebuie să le mai dau niște găuri în timpul fierberii pentru că s-au umflat parțial și bulele alea de aer ridicau pungile și m-am gândit că poate porțiunile nu o să fiarbă ca lumea. O să le lăsăm să se răcească și o să vedem ce am obținut. După ce mămăligile s-au răcit, a sosit momentul să vedem cum stăm. În stânga am mămăliga care a fost fiartă 17 minute și din care am decupat o fâșie cu ajutorul unui cutter, iar în dreapta am mămăliga care a fost fiartă 12 minute și din care iarăși am decupat o fâșie. La prima vedere par fierte bine amândouă, deci la grosimea asta de 1,5 cm aproximativ par fierte bine amândouă, adică s-au pătruns. O să tăiem aici un cubuleț mic să vedem cum stă în cârlig. Deci îmi place la cum arată. Trebuie să fie suficient de rezistentă ca să poată fi lansată cu lanseta. Așa, văd că se rupe dacă tragi mai tare, dar o țepătură mai bruscă. Și în partea asta la altă să vedem ce am obținut. Același cârlig.
se vede că e un picuț mai moale, e tot bine fiartă, deci nu e nicio problemă. Asta cred că e mai bună de tot. Deci, ca recomandări finale, ce să vă zic, dacă doriți să pescuiți cu mămăliga asta la plută, vă sfătuiesc să o fierbeți 10-12 minute, nu mai mult. Dacă doriți să pescuiți cu ea pe lansetă, atunci puteți să o fierbeți mai mult, 15-17 minute. Cam asta e, vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.